O am alături de mine în această dimineață pe Alexandra Timar. Sunt sigură că ne va deveni o bună prietenă pentru că are lucruri foarte frumoase de spus. Vorbim despre o campanie foarte drăguță de Crăciun. E bine că ați început-o de vreme, ca oamenii să se poată mobiliza. Bine ai venit la Radio Trainet! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație! Alexandra, m-am uitat puțin pe cine sunteți voi, cam ce misiune aveți. Haideți să le spunem și celor care vor vedea acest material. De ce să vă aleagă pe voi? Ce anume să urmărească atunci când dă de pagina voastră? Și cam care sunt intențiile voastre? Asociația Îngeri pentru Suflete s-a înființat ca urmare firească a activităților noastre ca voluntari. Trebuie să spun că suntem aproximativ 300 de voluntari în fiecare campanie și este vorba doar despre copii și vârstnici. Cei ce vă doresc să ne găsească, ne găsesc pe pagina noastră de Facebook sau Insta, Alexandra Timar, Îngeri pentru Suflete, sau avem site-ul care este acum la copt, dar avem și acolo ceva informații, îngeripentrusuflete.ro. O întrebare din nou de organizare. Eu, de exemplu, cum aș putea să vă ajut ca individ? Se donează lucruri, se fac pachetele, se donează bani. Care este pentru fiecare? Ok. Alege modalitatea care este mai la îndemână. Poți să fac un pachet cu ține mult ca de Crăciun lucrurile să fie noi în acel pachet pentru un copil sau pentru un bunic, pentru că, îți spun sincer, în restul anului majoritatea lucrurilor sunt second hand și atunci hainuțe și la papuce mă refer. Și atunci de Crăciun am rugat donatorii să pună să fie un lucru doar al lor, chiar dacă vorbim de o pereche de ghetuțe, de o geacă, de o pereche de papuși de casă, să fie nou sau o jucărie. Tot timpul îi rugăm să pună etichete cu mărimea pe cutiuțe, pe ce aduc. Dar asta nu este acum de Crăciun. Acum de Crăciun, dacă vor să ajute, avem centre de colectare atât în țară cât și în străinătate care sunt postate pe pagini. Sau pot face donații în bani, pot să facă pachete sau pot să aducă, de exemplu, un bag de ulei și noi îl punem pe urmă în pachete. Fiecare cum hotărăște. Nu avem o regulă. Dar, repet, ține mult ca de Crăciun lucrurile să fie noi, mai ales când vorbim de copii. Te rog frumos dacă în București îmi poți spune un centru unde se pot aduna. În București avem 3 sau 4 centre de colectare. Nu am lista la îndemână acum ca să spun adresele, dar da, sunt și ele sunt postate la noi pe pagină. Okay. Avem colege care se ocupă de colectare în București. Dar avem și în alte orașe ale țării și în afara țării avem multe centre de colectare. Absolut minunat, absolut minunat. Hai să vorbim despre social media puțin, ca oamenii să știe exact unde să intre Alexandra ca să dea de voi. Pe pagina de Facebook, dacă vor să ne găsească, e Alexandra Timar, Îngeri pentru Suflete. Pe Insta, Îngeri pentru Suflete, sau avem site-ul îngeripentrusuflete.ro. Peste tot găsesc toți datele noastre de contact, ne pot scrie, ne pot da mail, ne pot suna. Am să te rog să le spui celor tineri care poate sunt interesați să aibă în CV acest schimb de energie, pentru că de fapt la baza asta înseamnă. Care este părerea ta despre voluntariat? Către ce ar fi bine să se îndrepte? Unde e cea mai mare nevoie de voluntari? Consider că în anul acesta cea mai mare nevoie este partea de educație. Pentru că avem de recuperat un an online, care a lăsat foarte multe carențe în urmă. Iar cei tineri, dacă vor să se implice, și cei mai puțin tineri, nu contează dacă nu simți și nu poate să dureze. Atunci empatia cred că se învață. Eu am început la 17 ani și au trecut ceva ani de atunci și nu am mai scăpat. E frumos. Înseamnă că, pe la urmă, acest lucru l-ai în tine și îl hrănești pe parcurs. Pentru că, din păcate, sunt oameni care nu simt nici înainte, nici după. Și mai am eu o sensibilitate pe care o ating că se potrivește acum. Voluntar înseamnă că poți fi oriunde, acolo unde este nevoie de tine. Și o altă parte neglijată în România, și cu rușine spun treaba asta, voluntar înseamnă și în adăposturile de animale. Oricine poate începe de oriunde, este o nevoie crucială și acolo, pentru că ne descrie ca populație, ca națiune, în sensul în care dacă ai grijă de animalele de pe stradă, asta înseamnă că te descrie ca nivel de civilizație. Și atunci le recomand oamenilor, copiilor, tinerilor să meargă să facă voluntariat unde simt. Important este să facă.